Iată ne ajungi la o nouă emisiune Zidul Plângerii TV. Un susținător al avortului a devenit adversarul acestuia. Medicul evreu din New York, Bernard Nathanson, a fost unul dintre pionierii legalizării avortului, membru fondator al Fundației Liga Națională de Acțiune pentru Drepturile Avortului în anul 1968, National Abortion Rights Action League. El a condus cea mai mare clinică de avort din Statele Unite și este răspunzător, după propria sa declarație, pentru moartea a 75.000 de copii. În anii 70, prin folosirea noii tehnologii de CTG și a ultrasunetului, a ajuns la concluzia că, la fătul încă nenăscut, este vorba de fapt despre un om. Începând cu anul 1979, a devenit un luptător al mișcării Dreptul la Viață. El a demascat minciunile celor care făceau lobby pentru avort, al susținătorilor, cu care aceștia, sub conducerea lui, au reușit legalizarea întreruperii sarcinilor. Nathanson a produs în mijlocul anilor 80 filmul de renume mondial Strigătul Mut. Filmul arată un copil de 12 săptămâni în pântecele mamei sale, care încearcă zadarnic să se împotrivească acestui instrument îngrozitor care începe să-l sfâșie de viu. Bernard Nathanson a ajuns la concluzia că viața unui om începe în momentul zămislirii și fiecare întrerupere a sarcinii este o crimă împotriva unei creaturi nevinovate și extrem de neputincioasă de a se apăra. Bine ar fi dacă întoarcerea sa ar avea acum o puternică influență ca exemplu asupra altora. Vă mulțumim pentru atenția acordată și vă așteptăm la următoarea emisiune!